Veste bună pentru toți cetățenii care vor să-și facă pașapoarte. De la 1 aprilie, Poșta Română va distribui pașapoartele către persoanele fizice care solicită ca documentul să le fie adus la domiciliu. Aceasta va pune la dispoziția destinatarului o metodă de verificare online a statusului expedierii și va trimite un mesaj telefonic cu data livrării. Poșta Română a câștigat procedura de cerere de ofertă organizată de Direcția Generală de Pașapoarte și va primi aproximativ 495.000 de lei. Pentru acești bani, Poșta va expedia la domiciliu până la 45.000 de documente de călătorie pe durata a 2 ani. Potrivit acordului cadru ce va fi semnat de Direcția Generală de Pașapoarte, valabil pe o perioadă de 24 de luni, fiecare expediție va fi asigurată în procent de 100% cu suma de 300 de lei. De asemenea, operatorul va informa destinatarul și cu privire la taxele percepute pentru acest serviciu. Prin derularea acestui contract, Poșta Română respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Poșta Română este deținută de statul român prin Ministerul pentru Societatea Informațională în proporție de 75% și de fondul proprietate în proporție de 25%. Reprezentanții din cadrul Poștei Române susțin că acesta este un succes major al instituției.